Poza care ne-a tras astăzi, atenția, e tot din zona Fortuna, de la semafor, trimisă de Cristina Fărcaș. Doi ardeleni cărau nu o bombă, ci un pupitru. Cum era roșu și cald afară, Târgu Mureșanu, tot Târgu Mureșan, s-a hodinit o țără. Și cum altfel decât sprijinit de pupitru, nu lipsesc decât paharele și niște sărățele. Parcă și semaforul se face verde mai repede astfel. Așteptăm și alte instantanee pe adresa redacția rontvmureș.ro. Pozile tale contează pentru noi, fă le cunoscute!